casează bani pentru parcare, ce dar bilete nu dă. Bună ziua! Este firmă oficială? Da. De parcare? Da. Și de ce nu dați bon de casă? Da, n-ați văzut că a ieșit omul în mașină? Păi da, dar fără bon. Ia în ajugeță-l de urmă și întrebați-l, are bon sau nu? Dacă de la ce dată e bon ăsta? Ia uitați-vă! Și ești scris în jurnal, 10-50, uitați-vă, 10-51, bonul bătut. Și 7 lei ora. Da, și 7 lei. Dar cum se cheamă SRL-ul, vă rog? E ca licența ce e a lor, da? Da, e a lor. Mulțumesc. Dar bun, și bonul se dă când intră sau când iese? Da, am înțeles. Am înțeles. Că am văzut că n-ați îmblat la aparat, dar înseamnă că i-ați dat, l-ați scris atunci. Și nu. Aici i-am dat bon și aici. Ok, ok. Și câte bonuri aveți pe ziua de azi? Care-i problema? Nu, sunt curios. Nu-i problemă. Mă tem să nu faceți evaziune fiscală. A, ei, dacă vă temeți, e bun. Că îmi pasă de bugetul public, nu? Că din bugetul public da, suntem... Da, vă pasă. La toți, vouă, la toți vă pasă, da. Cui la nouă? Nouă, la toți. Da, și Dumitalia ar trebui să-ți piese. Păi și normal, da. Și Dumitalia ar trebui să-ți piese. Îmi deosebe și ei din Italia. El a auzit Italia, are obsesie cu Italia. Firma AVS SRL este înregistrată. Nu, n-am văzut. Ca să vedeți, trebuie să vă uitați. Bine, bine. Nu bine, bine, dar... Dar cum să zic? Harașo. Ca să înțelegi, da? Italiană, da. Ok, ceau. Asta, asta. Ceau. A cui firma asta? Primăria n-are parcări, dar cineva hrănește. Cineva hrănește. Cui aparține teritoriul ăsta? Mult sigur, e spațiu public. Deci primăria au făcut concurs, licitații. Au dat în arendă trotuarul ăsta ca să fie îngrădit cu gard și transformat în parcare. Sau e așa, o schemă mafiotă de-a lor. Poate ne spune Ivan Ceban. Cet, băi! Cet, că dărâmi gardul! Acela l-a ghidat până la loc, dar nu chiar până. Până stragă frâna de mână. Și aici cândva era parcare cu plată, tot aparținea vreunui SRL. Tarabe de flori și gherete, buticuri de flori, dar acum probabil au cumpărat noi proprietarii magazinului Unic, au cumpărat tot terenul.